Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă! Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul, jos colacei! Hai, curaj! Și oferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiilacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. Cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribun. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribun. Ia atitudine! Dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheti sunt. Iată o sfârșit de săptămână cu știri și schimbări foarte importante în viețile noastre, pentru că sunt deja limite de incidență acumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul județului Giurgiu și pe localități publicate deja. Suntem și cu scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu, începând cu 8 martie la zi, avem și acolo date noi.
Avem și un eveniment frumos care s-a desfășurat în această săptămână, adică ca un corolar al acestei săptămâni, frumosul feminin în expoziție la Muzeul din Giurgiu. Să vedem cum facem școala după școală, toate acestea, dar și multe alte subiecte le discutăm acum cu Nicoleta Pană. Bun găsit, Nicol! Bun găsit. Iată, așadar, vă spunem că au sosit limitele pe județul nostru, pe localități. Este vorba de limitele de incidență cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul județului Giurgiu și pe localități. Este un tabel lung și cuprinzător cu toate localitățile, cu indicii. La noi, la Giurgiu, în municipiu, situația este foarte roșie, pentru că suntem deja cu un indice 3,17, iar pe județ 1,64. Așadar, la Giurgiu, care este de luni 8 martie în scenariul roșu, dar văd că se începe cu data de 6:03 ora 12 noaptea pentru o perioadă de 14 zile. După cum știți, localitățile care se află în scenariul 10 se închid restaurantele la interior, pentru că așa prevede hotărârea de guvern numărul 35, sălile de spectacole, concertele sunt și ele închise, interzise. Vă spuneam de restaurante, la cafenele din interiorul hotelurilor, pensiunilor este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități. Activitatea cu publică la jocurile de noroc este interzisă și puteți citi și ce se întâmplă în cazul localităților cu incidență mai mare de 1,5, mai mică sau egală cu 3, dar la Giurgiu s-a depășit această incidență de 3 și ne pregătim așadar din nou pentru scenariul roșu, ne-am și obișnuit. Pe județ este 1,64, dar aici la noi au crescut cazurile în ultimele 14 zile. Da, aveți și în cazul în care este incidența mai mare de 1,5 și dacă este mai mică sau egală cu 1,5 pe 1000 de locuitori, toate situațiile în parte, astea pentru că nu sunt chiar atât de grave ca scenariul roșu. Vă lăsăm să le lecturați, să le studiați, pentru că așa aflați cam ce aveți voie să faceți. În linii mari, oricum, sunt cam peste tot. Rămân închise până la ora, după ora 9, magazinele și maxim 11 cafenelele acolo unde acestea au voie să funcționeze. Dar iată, avem și scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județ, începând de luni. Da, deși noi ne gândeam că poate primim vreo veste frumoasă și bună și că o să treacă cei care sunt în online din nou în bănci. Și iată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi în ședință online, a aprobat scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județ. Și aveți aici lista cu scenariile respective. Iată, sunt destul de multe care sunt în roșu și sunt mai îngroșate acolo, le vedeți. Da, pentru municipiul Giurgiu este cea mai lungă listă, o vedeți acolo bolduită. Deja asta înseamnă, potrivit celor trei scenarii, că de luni vor merge fizic la școală doar elevii din clasele primare, grădinițele și creșele, iar ceilalți vor reveni la online. Așa prevăd cele trei scenarii. Am întrebat și noi la prefectură, nu ni s-a răspuns deocamdată, dar ne-am informat din alte surse, la fel de oficiale, cele care au stabilit scenariile de funcționare a școlilor și iar acolo așa se prevede în caz de scenariul roșu, doar clasele 1-4, da, grădinițele și creșele rămân deschise, restul elevilor vor învăța online.
Da, să vedem ce se stabilește cu clasa 8-a, de exemplu, ar rămâne un semn de întrebare. Trebuie să se stabilească cu simulările bacalaureatului și cu simulările examenelor naționale care sunt programate începând cu 22 martie, dar până atunci mai trec alte 14 zile și este posibil ca acest scenariu să nu mai fie valabil în acea perioadă. E de vreme să se pronunțe cineva acum cu privire la acele examene, dacă se vor susține online sau fizic. Trebuie să mai așteptăm câteva întruniri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru că între timp situația se poate schimba de la o zi la alta, nu e neapărat nevoie să se aștepte 2 săptămâni. Dacă această incidență va scădea sub 3 la mie pe municipiu, se va reveni la scenariul galben, dacă și în cel mai fericit caz la cel verde. Așa că situația nu este neapărat pentru următoarele 14 zile, dar este valabilă de luni pentru câte zile, nu știm. Dar ca să știți ce se întâmplă în aceste scenarii. Da, iar acesta de astăzi a fost aprobat pe baza ratei de incidență cumulativă a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități la data de 5-a 3-a. Apropo de ce vă povestea și Nicol, să știm cu câte zile numărăm. 5-a 3-a pe ultimile 14 zile, fiind avizat de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Județean Giurgiu. Dar iată, spuneam noi că dacă e de vreme, dacă e târziu, aprecia Nicol, nu știu cât e de vreme, dar nici târziu să ne gândim așa în perspectivă la vară. Și când ne gândim la vară, ne gândim la mare, la soare. Mare n-avem, avem apă, avem Dunăre și mai nou chiar și o navă ponton. Dar se pare că această navă este un proiect tip tichie de mărgăritar. Cine și de ce a zis asta? Am spus ieri în conferința de presă online pe care a susținut-o primarul Adrian Anghelescu, a vorbit pe larg despre acest proiect, pentru că mulți se așteptau ca odată cu această navă să curgă și profitul, ceea ce nu este adevărat. Este un proiect conceput în mandatul lui Nicolae Barbu, dar care în opinia actualului primar nu poate să creeze decât prejudicii financiare municipalității, pentru că o astfel de navă ponton necesită cheltuieli zilnice de 1500 de lei, deci 15 milioane de lei vechi, dar ea nu poate aduce profit pentru că, știți foarte bine, v-am mai spus, este destinată expozițiilor, conferințelor, evenimente. Da, evenimente culturale, iar pentru a se scoate acești bani care să ducă la întreținerea navei ponton și la plata celor 5 salariați de care ar avea nevoie, ar trebui să se vândă bilete și să, ceea ce este foarte greu de spus. Da, și spunea domnul primar Nicolae Barbu într-o emisiune că e posibil ca această navă să nici nu funcționeze într-adevăr, pentru că va fi dusă undeva departe și ascunsă, că nu există un ponton și special și ar costa foarte mult, aproape încă o dată cât nava, ceva de genul, și motiv pentru care nu va fi funcțională. De ce nu a funcționat? De ce nu este acel ponton achiziționat? De ce este pus în funcțiune? Sunt întrebări pe care trebuie să le lămurim la un moment dat și o vom face. Dar haideți să mergem mai departe, pentru că v-am promis și un eveniment frumos, că tot vorbeam de evenimente pe care le-am dorit să le vedem și pe acea navă. Ar fi foarte frumos. Numai când te duci la cele două restaurante din port și iei masa și vezi Dunărea, parcă ai senzația așa un pic că ești într-o altă lume. Dar iată, frumosul feminin în expoziție la muzeu. Despre ce este vorba? A fost multă lume la muzeu azi dimineață, începând cu ora 10 și 30 de minute, pentru că a fost o expoziție despre frumos, dedicată în totalitate zilei de 8 martie, dar inaugurată astăzi pentru a le da prilejul giurgiuvenilor să o viziteze. E vorba de o expoziție
care a fost concepută și creată de către Florin Grofu și cuprinde tablouri care surprind femeia în ipostaze interesante, dar și publicații literare, creații lirice care omagiază frumosul și misterul feminin. Am fost și noi astăzi acolo, așa că vă invităm să urmăriți materialul și imaginile. Muzeul Județean Giurgiu a fost plin azi de vizitatori și invitați prezenți pentru a celebra femeia într-o expoziție inedită, gândită și concepută de Florin Grofu. Expoziția cuprinde tablouri ce întruchipează femeia în cele mai interesante ipostaze, dar și publicații literare, creații lirice care omagiază frumosul și misterul feminin. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Este cumva o manifestare care am putea prinde-o în acel ciclu pe care l-am intitulat sugestiv din Cumările Ascunse ale Muzeului. Multe dintre studiile și tablourile pe care le vedeți nu au mai fost expuse. Curatorul acestui eveniment, colegul meu Florin Grofu, a avut o idee inedită și binevenită, aș spune eu, să celebrăm 8 martie anul acesta prin o abordare de care ne putem bucura după 89 și să vedem și frumosul feminin în artă. Expoziția va rămâne deschisă publicului și în zilele următoare, așa că cei interesați de frumos pot intra într-o lume nouă, plină de mister, dedicată întru totul femeii. Așadar, o expoziție inedită și plină de frumos și de mister, exact așa cum spunea și Gabriel Dumitru, directorului muzeului, pentru că foarte multe dintre aceste exponate rămân un mister, nu se știe foarte multe despre ele, dar atunci când vine vorba de femeie, nu te mai surprinde nimic. Este frumos de văzut acolo la muzeu, așa că dacă vă permite timpul, trageți o fugă. Și ce expoziție frumoasă, ce lucrări frumoase, foarte, foarte lucrări frumoase. Lucrări care nu au mai fost expuse publicului până acum. Da, și tematica bine aleasă în această săptămână. Felicitări muzeului pentru organizare. Iată, la muzeu se mai poate câte ceva, că știm că teatrul suntem supărați că nu se mai poate. Așa, mergem mai departe să ne descurcăm cum putem, că atunci când sunt interziceri mari sunt și descurcăreți pe măsură, așa cum se pare că a fost un tânăr care are 18 ani și așa cum gândește orice tânăr la 18 ani, sunt liber să fac ce vreau. E, nici chiar așa. Posesor de permis de categoria B, de condus mașina, da, autovehicul propriu și personal, s-a gândit că n-ar fi rău să încerce și motorul. O motocicletă pe care a hotărât să o conducă prin localitatea Băcu din Joița, Giurgiu, dar oprit fiind de polițiști, acesta n-a binevoit să oprească, să se legitimeze, așa că s-a pornit o urmărire ca în filme prin localitate. Localitatea știm că este foarte aproape de București, este foarte viu, circulată, foarte intens este traficul rutier în zona aceea, în toate localitățile acelea de lângă București. Și într-un final a trebuit poliția să îl alerge, să îl oprească, să blocheze traficul, ca să, într-un final, să se legitimeze tânărul și să se constate într-un final că acesta nu poseda permis de conducere aferent pentru motocicletă, ci doar pentru mașină, cum vă spuneam, motiv pentru care s-a ales la începutul vieții mature cu dosar penal. Și pentru că vorbim de tineri, tot un tânăr a fost cel care a provocat azi de dimineață, la prima oră, un accident rutier la Gorneni. Este vorba despre un tânăr din București care conducea autoturismul pe DN6 în afara localității Gorneni dinspre Alexandria către București și a pătruns pe contrasens și a intrat într-o auto utilitară cu remorcă și după care a fost proiectat într-un autocamion parcat. Două persoane au fost rănite, ușor cei drept. Vorbim despre pasagerul
Din autoturism, o femeie de 54 de ani și șoferul autoturismului, care au ajuns la Spitalul Universitar din București pentru îngrijiri medicale, au fost testați și cu etilotestul. Nu a indicat că cei doi șoferi ar fi consumat băuturi alcoolice, dar se cercetează acum acest caz sub săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Da, așadar, două accidente rutiere, două evenimente rutiere tare neplăcute. Și dacă tot vorbim de poliție în acțiune, iată, mandat de executare a pedepsei cu închisoare pentru săvârșirea infracțiunii la regimul circulației rutiere. Ca să vezi, tot acolo ne aduce știrea respectivă, pentru că au fost nevoiți polițiștii să pună în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat din comuna Putineiu, care a săvârșit infracțiuni la regimul circulației rutiere. Da, aici este vorba de o acțiune din nou reușită a polițiștilor, pentru că persoana depistată a fost condusă deja la poliție, unde a fost întocmită documentația necesară încarcerării și, uite așa, mai descoperit un infractor care mergea liber prin județul Giurgiu. Are de executat 2 ani și 10 luni, așa că nu putem să-i urăm ședere plăcută, ci reeducare plăcută, pentru că atunci când iese să nu mai facă niciodată ceea ce a făcut, dar foarte bine că a fost prins. Nereguli au fost și la frontiera Giurgiu, unde românii devin din ce în ce mai ingenioși pentru a trece granița în Bulgaria, unde știți că nu se poate ajunge deocamdată decât cu test negativ pentru coronavirus, dar vreo 5 persoane așa care s-au prezentat pe ieșirea din țară au prezentat teste negative false. Au venit la perioade diferite de timp, la intervale diferite, să nu se prindă cică lumea, dar la o cercetare mai atentă, polițiștii de frontieră au descoperit că clinicile înscrise pe acele documente și care se presupunea că ar fi efectuat acele teste, nu făcuseră teste persoanelor în cauză, așa că cei incriminați sunt cercetați pentru uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, iar ceilalți doi pentru uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată s-au ales, iată, și cu o infracțiune pe cap. Acum nici în Bulgaria n-au mai ajuns, așa că, cum spuneam, în fiecare perioadă istorică există mari provocări și atunci când există interziceri mari există și provocări mari și invenții, descurcăreții pe măsură. Știm pe cei care știu să facă rost, să știu să apuce, să se descurce aceste fenomene pe care le-am întâlnit și înainte de Revoluție și după, dar sub alte forme, iar interdicțiile acestea impuse de contextul pandemic pe care îl traversăm în această perioadă, mulți cetățeni se vor găsi să facă astfel de lucruri, vor deveni din ce în ce mai ingenioși și pun pariu că vom găsi și altfel de alte metode de a se sustrage rigorilor impuse și să treacă granița sau să facă tot felul de alte lucruri ca să treacă într-o stare oarecum asemănătoare cu cea a normalității. Dar, cum spuneam, provocările sunt mari. Așa că tot vorbeam de tineri, v-am promis în toată această săptămână că vom difuza imagini și opinii ale mediului de afaceri din Giurgiu despre școlile profesionale. Nu abandonăm acest subiect. Am filmat în aceste întreprinderi giurgiuvene care tot timpul caută muncitori calificați, foarte greu de găsit. Au recurs fiecare la metodele lor, i-au școlit pe unde au putut pentru a-i putea păstra la locul de muncă, dar în continuare se fac greu angajări, pentru că e totuși greu să califici un om care nu a mai avut de-a face cu acea meserie. De aici și rolul esențial pe care l-au școlile
profesionale, mai ales că intenția Consiliului Județean Giurgiu este aceea de a construi un campus profesional la noi aici în Giurgiu, iar la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu sunt deja aceste clase. Trebuie convinși acum elevii și părinții să vină, să se înscrie. Vor avea parte de o cantină, cei din mediul rural, mese calde, de cazare, vor avea unde să locuiască, plus burse de la Consiliul Județean, în afară de bursa de 200 de lei oferită de Ministerul Educației. Să vedem reportajul realizat la Fest Alpine Giurgiu. Fest Alpine, concernul austriac care a investit în deschiderea unei secții de producție și la Giurgiu, a pornit la drum cu 20 de angajați. Treptat, fabrica de piese din oțel s-a extins, iar pentru asta s-au făcut angajări. Nu a fost deloc ușor, spune directorul Fest Alpine Giurgiu, Dan Mihai Nidelea, pentru că pe piața de muncă din Giurgiu lipsesc muncitorii calificați. Este destul de dificil să găsești forță de muncă calificată în momentul de față în Giurgiu. Bănuiesc că nu este un caz singular și chiar în toată țara e o lipsă. Cu ce ne-am confruntat noi este că n-am găsit exact personal calificat pentru particularitatea proceselor pe care le desfășurăm aici. Prima fază, noi am angajat personal pe care l-am pregătit, am avut training-uri în companii din cadrul grupului Fest Alpine, spre exemplu, chiar în Polonia. Iar aceasta, oamenii care au fost calificați, care au fost trainuiți în Polonia, au constituit baza noastră pentru următorii ani, pentru personal care a urmat să fie angajat. Am avut 20 de angajați în prima fază, iar acum suntem la 76. Pentru a putea face mult mai ușor angajări în acest domeniu de producție, foarte utile ar fi școlile profesionale, în special cele cu învățământ dual, care, pe lângă teorie, să permită ore de ucenicie direct la angajatorul interesat. Sunt exemple de bună practică atât în țară, cât și în țările europene mai dezvoltate. În particular, în Austria, unde este și sediul companiei noastre, e o practică curentă. Există învățământ dual, sunt tineri care vin și sunt pregătiți, programe de ucenicie, să le numim așa, care vin și sunt pregătiți. Deci ne-ar ajuta foarte mult pentru că am creat pe de o parte o forță de muncă ce ar avea noțiuni elementare și ar ajuta, ar fi un suport clar superior să ai o practică decât să faci efectiv teorie într-o clasă. Și la urma urmei ar fi un suport pentru întreaga comunitate. Consiliul Județean Giurgiu promovează în această perioadă un proiect amplu care vizează construirea unui campus profesional dual, dar și sprijinirea școlilor în atragerea elevilor către acest tip de învățământ, un proiect extrem de agreat de mediul de afaceri giurgiuvean. Cum vă spuneam mai devreme, sunt exemple de bună practică. În momentul de față, noi putem oferi spațiu, resurse de natura spațiului, timpului, oameni specializați care pot transmite know-how-ul, pot face un transfer corect de know-how către tineri. De ce s-ar îndrepta totuși un tânăr către o școală profesională? În opinia directorului Fest Alpine, ar fi numai avantaje. Dobândirea unei calificări, învățarea unei meserii e importantă, sunt elemente importante pentru tineri, pentru că reprezintă un prim pas important către independența lor. Să lucrezi într-o fabrică, să înveți o meserie, să dobândești o calificare, dar să lucrezi după aceea, să o pui în practică și într-un cadru foarte bine definit, ajută la, considerăm noi, la dezvoltarea mai departe a pregătirii, nu numai profesionale,
cât și dezvoltarea unor elemente sociale. Și sunt elemente de care noi toți avem nevoie. Dar e important, tinerii trebuie să înțeleagă că ajung la un moment dat să aibă o independență și este importantă și cadrul în care își desfășoară sau învață o meserie, atât social cât și profesional la un standard ridicat, îi ajută atât în pregătirea profesională cât și în cea socială. Cei mai mulți dintre cei care vor să se angajeze sunt interesați în primul rând de salariu. Nu e nimic greșit în asta, dar trebuie să își și dovedească aptitudinile și chiar să fie dispuși să presteze o meserie diferită de școlarizarea pe care o au. Trebuie să poți să cunoști ceva, trebuie să ai pretenția, ca să ridici pretenții, trebuie să, la rândul fiecărui angajator, și angajatorul are pretenții, are așteptări, de fapt, nu pretenții. Și atunci sunt elemente care converg într-un punct în a asigura independența fiecăruia, într-un fel sau altul. Și au posibilitatea de spre a avansa. Vă dau un exemplu acum. Săptămâna trecută am avut o sesiune de recrutare și am angajat 5 persoane în producție. Două persoane, doi colegi acum de-ai noștri, sunt ingineri. Deci au absolvit o facultate, unul Politehnica, unul Agronomia. Și vin în cadrul ăsta. Sunt exemple și pleacă de la un nivel care nu neapărat e calificat acolo, dar trebuie să învețe, trebuie să aibă o practică. Sunt exemple în compania noastră de colegi care au pornit din producție, deși erau ingineri și aveau o calificare, și au ajuns sau încetul cu încet au urcat pe scara ierarhică. Nu doar în România, sunt aici în Giurgiu exemple, dar și în afară. Ne uităm în societate, sunt foarte mulți tineri care au absolvit o facultate, dar nu profesează în domeniul respectiv. Deci, pornind de la bază, de la început, să poți oferi învățământul dual unor tineri, creezi, vă spuneam mai devreme, atât elemente profesionale, le dezvolți și sociale, dar creezi și o bază, să creezi noțiuni elementare care sunt esențiale la un moment dat adaptării. Așadar, ca și celelalte firme giurgiuvene, Vestalpine Giurgiu este dispus și poate sprijini învățământul profesional dual, iar calificările de care este interesată societatea vizează operatori mașini comandă numerică, mecanici, electromecanici, electricieni, calificări de care au nevoie permanent. Pentru că vorbeam de școală, da, aici a fost vorba despre importanța școlilor profesionale, trebuie să vorbim și despre școlile noastre, aceste ale copiilor noștri, dar iată că mulți dintre ei chiar se întorc în online, da. Chiar acum când începe programul școală după școală, chiar... Care școală? Noi am primit de la... învățătoare, să spunem așa, un formular pe care îl vedeți și pe site-ul nostru de solicitare de participare la activități remediale, adică acei copii care din N motive nu au putut participa la orele online, nu au asimilat corect materia, sunt în urmă cu lecțiile, nu s-au descurcat, n-au avut dispozitive, n-au avut și n-au avut, pot participa la orele acestea școală după școală, dar să vedem acum cum se vor mai desfășura și când, ele și când, pentru că este aici și o listă întreagă cu școlile din județul Giurgiu, unde un număr de 1803 elevi, da, 1042 de nivel primar și 752 de nivel gimnazial au solicitat deja să participe la aceste activități de tip remedial, ceea ce înseamnă 8,88% din totalul numărului de elevi de la primar și gimnazial, și aveți și lista centrelor stabilite de Inspectoratul Școlar Județean pentru desfășurarea acestui program național pilot de tip școală după școală. Da, este foarte lungă această listă. O găsiți la noi pe site giurgiu-tribune.ro. Sunt școală după școală, da, un sprijin de 200 de lei pe lună pentru susținerea financiară a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii derulate în acest proiect. Și se va organiza și desfășura începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021 pentru elevii până la clasa 8-a inclusiv.
Da, este... În municipiul Giurgiu, putem să vă spunem că nu sunt multe. Liceul Tehnologic Ion Barbu, școala gimnazială numărul 4, școala numărul 2, școala numărul 10, școala numărul 5 și școala numărul 1. Restul sunt niște centre, niște centre de recuperare. Sunt și școli care au reușit să cuprindă toată materia și să ajungă la zi, dar iată, nu peste tot sunt aceste situații și sunt eligibili pentru a participa la programul național pilot școală după școală. Elevii, am spus, până în clasa 8-a și inclusiv cei aflați în risc de părăsire timpurie a școlii sau de eșec școlar, în special cei care nu au avut acces sau a fost deficitar acest acces la aceste activități prin metoda aceasta online și de asemenea care aparțin grupurilor vulnerabile din mediul rural sau cu dizabilități sau din comunități dezavantajate economic. Așa că profesorii vor fi stimulați financiar pentru aceste ore. E o măsură salutabilă. Oricine efectuează ore suplimentare în orice domeniu este plătit, așa că și la școală vor primi 200 de lei pe lună, dar urmează în perioada următoare, pentru că să stabilim ce și cum, autoritățile să stabilească ce și cum, pentru că ne încurcă scenariile astea care se tot schimbă, nu poți să programezi nimic din cauza lor. Să și dacă programezi, reprogramezi? Dacă programezi, reprogramezi, adică să nu îi tot zăpăcim pe acești elevi cu online fizic, online fizic, dar nu cred că depinde de nimeni, depinde de această incidență, da, și de valul 3 despre care se tot vorbește. Da, și uite, au început oamenii să ne mai claxoneze și câte o problemă personală și așa, în măsura timpului disponibil la sfârșit de Breaking News, o să mai preluăm. Ne scrie doamna Rodica Alexandru, am sesizat incorectitudini și probleme la Telecom, tineret, încărcări la factură, ne spune că și un vocabular indecent. Nu știm dacă este așa. Noi vă tindem să vă credem pe cuvânt, dar... Ca să mergem pe firul unei anchete, să zicem, da, dumneavoastră ar trebui să faceți o plângere scrisă. Sunt nume și prenume din, ca la bancă, o solicitare, să spunem așa, în care să semnalați toate aceste probleme, pentru ca cineva să poată merge pe fir în mod real. Noi, ca și televiziune, ca și reporteri, nu putem merge la Vodafone, la Telecom, unde aveți dumneavoastră probleme, să ne certăm cu respectiva angajată, pentru că s-a purtat urât cu dumneavoastră. Nu avem această împuternicire. Poate dumneavoastră aveți dreptate, dar moral, nu putem să demonstrăm asta. Ar putea să fie cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântului doamnei de la firma respectivă. Iar pentru neclarități la factură, dacă, așa cum îmi spuneați și alte dăți, că ne-ați mai scris că a fost încărcată factura, există protecția consumatorului, vă puteți adresa aceste instituții care cu asta se ocupă, vă puteți adresa printr-o sesizare scrisă conducerii Telecom, care ea poate verifica comportamentul neadecvat al acestei angajate. Nu cred că și-ar trebui să descopere o firmă așa ceva, deci cu siguranță ar lua măsuri. Relația cu clientul este foarte importantă, mai ales într-o companie mare, așa cum este Telecom. Cam astea ar fi căile de atac și nu știu cât v-am putea ajuta noi. Și să nu uitați, doamna Rodica Alexandru, să luați și să notați undeva aceste numere de sesizări și să cereți dacă nu vi se dă, ca să puteți să urmăriți din când în când, pentru că ele se vor înregistra undeva acolo și se vor urmări, iar în momentul în care primiți răspuns, primiți răspuns cu numărul acela de sesizare și de la OPC și de la firma respectivă și să urmăriți firul, aveți acea sesizare, că se face și telefonic, ați văzut că se registrează apelul și dacă cereți numărul de sesizare se confirmă cu data și ora apelului. Cam asta ați avea de făcut, pentru că este o factură de-a dumneavoastră. Și noi am avut probleme ca oameni, așa, în general, cu
operatorul, da. Se mai întâmplă. Iar acum trecem la un subiect de altă factură pe care l-așteptați probabil, concursul zilei. Întrebarea acestei zile a fost: unde a avut loc recent o urmărire ca în filme? Iar potrivit postărilor, în ordinea cronologică și a timpilor, da, prima și a corectitudinii, este... Și a corectitudinii răspunsului, da. Am zis că este voie imediat ce pornim genericul. Live-ul, da. De asta nu vreau să vă certați între dumneavoastră, doamnelor. Se poate posta chiar pe timpul publicității, nu trebuie să, da, așteptați acele 5 minute până ne vedeți pe noi, se poate posta încă de la prima secundă a live-ului, așa că prima a fost astăzi Flori Georgi, după vreo nu știu 4 zile de încercări, în care s-a reușit. Situat pe locul 2 aproape de fiecare dată. Felicitări! Vei intra în posesia acestui colier de argint de la bijuteria Leila. Da. Așa că trimite-ne seria, numărul de la buletin în privat și... Te trimitem să-ți iei premiul. Iar pe cealaltă doamnă care își dorește să câștige acest colier, o invităm mâine, la fel în emisiunea Breaking News, să răspundă. Și mâine e sâmbătă, luni. Doamna luni Cristina Elena, puteți fi și dumneavoastră prima. Luni este ultima zi a acestei promoții. Așa nu că... se mai poate câștiga un colier. De marți începem un alt concurs, o să vedeți, avem alte premii. Vă spunem de cam despre ce este vorba atunci și regulamentul va asemăna foarte mult cu acesta, numai că pe masă aici la noi se va afla un bol în care vom pune numele participanților și vom extrage la final și ne va ajuta și Liviu, ca care ne va scrie, mai... el ne va scrie numele, da, ne va aduce acele bilețele și ne va pune în bol. De data aceasta va fi doar o chestiune de noroc. Până, da, acum a fost de șansă, să spunem așa, chiar dacă sunt sinonime. Dar adică șansa pe care ne-am acordat-o puțin, da, și norocul pe care nu ți-l mai dă nimeni. Acum este doar de norocul dumneavoastră, așa că tragem la sorți și care norocosul va câștiga. Așa că urmăriți-ne în continuare pentru și nu că... va mai fi echivoc. Da. Da. Așa că Nicoleta și Camelia, eu, adică, na, că era să uit, că ne-am luat aici cu vorba, nu plecați de lângă noi, pentru că la ora 18 vine domnul primar Adrian Anghelescu să stea de vorbă cu noi și mai ales cu dumneavoastră. Cam important ce uitai să spui. Foarte important, dar când ești atent la cel care te urmărește, uiți ceea ce urmează să vină. Așa că Adrian Anghelescu, primarul municipiului Giurgiu, de la ora 18 aici la Giurgiu la zi, vă aștept cu comentarii, pentru că vom citi toate întrebările, toate soluțiile și vi se va și răspunde. Bineînțeles, nu vă adresați decent, vă și blocăm și nici nu vi le citim. Și lăsați-le pe alea cu felicitări, cu nu știu ce, că e frumos și deștept domn primar, este și avem frumos și de Crăciun, de Revelion, să ne felicităm, și... da. Așa că lăsați-le pe alea, că nu le va citi Nicol, dacă vreți să scrieți, scrieți ca să le vadă așa domn primar după aceea, dacă, ca un premiu de consolare. Vă mulțumim pentru că ați fost toată această săptămână lângă noi. De luni vă așteptăm la o nouă săptămână de breaking news și de știri, evenimente și emisiuni. Și vă dorim un weekend excelent. La revedere! Cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Thank you.